Victorie în instanță pentru fostul comandant al IPJ Gorj, Viorel Caragea. Vasile Popeangă, fost deputat, este obligat să îi achite lui Caragea daune în valoare de 20.000 de lei. Totul după ce, în urmă cu un an, Vasile Popeangă l-a numit milițian pe fostul comandant al poliției într-o intervenție la un post de radio. Fostul deputat i-a mai adresat acestuia și alte jigniri pe care Viorel Caragea le-a considerat jignitoare. Judecătoria Târgu Jiu a admis plângerea lui Viorel Caragea și îl obligă pe Vasile Popeangă să-i achite daune morale fostului șef al IPJ Gorj. Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamantul Caragea Viorel Salvador în contradictoriu cu părâtul Popeangă Vasile. Obligă părâtul la plata către reclamant a sumei de 20.000 de lei cu titlu de daune morale. Obligă părâtul la plata de către reclamant a sumei de 100 de lei taxă de timbru cu titlu de cheltuieli de judecată. Ia act că reclamantul va solicita cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat pe cale separată. Respinge cererea de obligare a la plata cheltuielilor de judecată ca nedovedită, a decis instanța. Viorel Caragea susține că este nemulțumit de daunele stabilite de instanță. Este un prim proces câștigat, pentru că va urma apel la Curtea de Apel Craiova, pentru că eu sunt nemulțumit de daunele pe care mi le-a acordat instanța. E o etapă importantă pentru a le demonstra unora care jignesc la radio, TV și mai ales pe Facebook. Am ca viitor proiect să fac toate demersurile necesare pentru a curăța Târgu Jiu de asemenea indivizi care au un limbaj urban. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată. Viorel Caragea l-a acționat în instanță pe Popeangă după ce în urmă cu un an fostul deputat l-a numit milițian pe fostul comandant al poliției într-o intervenție la un post de radio.